Deputatul european Siegfried Mureșan a cerut într-o scrisoare oficială adresată președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen și comisarului european pentru economie Paolo Gentiloni ca Uniunea Europeană să elimine temporar toate tarifele vamale de import aplicate echipamentelor de protecție, precum și altor echipamente medicale de care statele membre ale Uniunii Europene au nevoie pentru combaterea epidemiei de coronavirus. O astfel de măsură va salva viețile cetățenilor noștri, va preveni răspândirea virusului și va sprijini statele membre în combaterea crizei. În plus, va atenua presiunea asupra cheltuielilor publice la nivel național pentru astfel de echipamente, menționează europarlamentarul Hunedoran în scrisoarea adresată oficialilor Comisiei Europene, precum și în comunicatul de presă primit la redacția 1 TV. Măsura propusă de Siegfried Mureșan facilitează importul acestor produse din afara Uniunii Europene, a mai spus eurodeputatul Hunedoran, vicelider al grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, după transmiterea scrisorii.